Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi facem înghețată cu două ingrediente, banane și lămâie. Și o să facem cu lămâie, doar zeama de la lămâie, am aici lămâie, și cu banane. Să știți că este o bunătate. O bunătate. Eu pun banane, că înghețata nu este tare, tare. Este bună, 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 bună. Două ingrediente. O să avem nevoie și de să stoarcem lămâile și apoi de un mixer, să mixăm. De data aceasta le mixăm înainte și le pun în aceste forme. În aceste forme le umplem. Așa. Ia să vă arăt cum și arată. Eu când mai fac am aceste galbene, că pun înghețată de lămâie, în cele roșii pun de căpșuni, în cele portocalii de caise, dar dacă facem multă înghețată, punem în toate. Așa, ia să vă arăt să scot, o lăsăm să se dezghețe puțin, puțin ca să o putem scoate, că am scos-o de la congelator. Așa, ia uitați înăuntru, vedeți? O lăsăm ca să o pot să o scot, o lăsăm puțin. Și între timp, am spălat bine lămâile. Coaja nu o folosim, doar sucul de lămâie. Le tăiem în jumătăți și le stoarcem. Și eu pun o banană cu o lămâie. O banană cu o lămâie. Și dacă vedeți că este prea dulce și vreți să fie mai acrișoare, mai adăugați o jumătate de lămâie. Așa. Și am să tai. Am să tai lămâia în două și stoarce. Puteți pune și două lămâi și o banană, acum depinde cât suc este, gustați. Tot timpul gustați să vedeți gustul, dacă vă place, cât de acrișor, cât este. Este foarte bună înghețata, să știți, să o încercați, se face ușor. Eu mai congelez fructele și după aceea le mixez și iese mai cremoasă, dacă o răduriți, mai cremoasă. Cu lingurița le congelați și după aceea le mixați. Sau, cum fac eu acum, zeama cu banana și scoatem. Ia uitați, vedeți? Așa. Și este bună, bună, bună și gustoasă. Să încercați să vedeți ce bunătate este. Așa, o să las așa aici și mai stoarce. Am să-mi aduc și un mixer ca să mixăm. Imediat ajung. Ia să vedem, se vede. Aici reușesc, da? Așa. Să punem. Am revenit. Așa. Și am pus o banană cu o lămâie. Curățim banana. Ia să scoatem capacul. Și punem. Punem
Punem banana în interior, așa aici. Se vede? Așa. Abia mi-ajunge. Așa, și-a pus o banană și o lămâie. Ia să văd că am un sâmbure. Am să mai pun o banană. Să fac două și două. Mai tăiem o lămâie, o tăiem și o stoarcem bine. Stoarcem bine, bine, bine. A încercat cineva să țină dietă, cum v-am spus eu. Să știți că are efect. Are efect, are efect. Trebuie bună voință. Bună voință, multă bună voință. Așa. O punem și pe a doua zeamă. Și punem așa aici. Și avem două lămâi și două banane. Am să dau cojile deoparte. Așa, punem căpăcelul. Și mixăm, am să fac puțină gălăgie. Ca să mi s-a dat asta în jos. Așa. Puțină gălăgie fac. Bine. Și acum o punem în aceste forme din silicon. Uitați-le. Așa. Ia uitați ce bunătate o să iasă. Un deliciu. Este moale. Este bună, bună, bună. Un deliciu. Și acum le punem cu lingura. Punem așa, încet. Vedeți că este ca o spumică făcută. Așa. Și dăm la frigider câteva ore. Las cam de un deget mai jos. Așa. Și pun căpăcelul. Și umplem pe a doua. Și facem înghețată bună. Așa. Mie nu-mi lipsesc din frigider, din congelator aceste înghețate. Mai ales pe aceste călduri. Așa. Încă puțin. Și este gata. E bună, bună. Să gustați. O vreți mai dulce, mai adăugați puțină banană. O vreți mai acrișoară, lăsați mai multă zeamă de lămâie. Ia să ne uităm și la... Am mai întors încă o dată plăcințelele. Așa. Și să punem. Să punem în toate. În câte avem aici.
Așa. Ce faceți? Banane cu căpșuni, banane cu caise, banane cu portocale, cu zeamă de la portocale. Eu zilele trecute, săptămâna trecută, v-am arătat că am pus și pulpa. Deci am scos toată coaja și am pus cu tot cu pulpă. Dacă vă place, vă puteți pune. Dacă nu, puneți doar zeamă, cum fac astăzi. Mie îmi place în ambele moduri. Așa. Și punem căpăcelul. Și luăm altul și umplem. Până terminăm. Și vrem să mai facem, mai facem. Ia să văd dacă pot să pun așa. Cred că pot să pun și așa. Ia. Facem mai repede. Așa. Mai că am pus cam mult. Mai iau puțin. Vedeți? Ia uitați. Și umplem. Le umplem și avem înghețată bună și gustoasă. Op! Ia să mai aduc unul. Ia uitați. Și altă culoare. Eu le-am luat, că am zis că fac cu portocale, pun în portocale. Cu căpșuni, cu caise, cu lămâie. Astăzi fac doar cu lămâie și le umplu. Dar când, dacă aveți multe, eu am câte 3 din fiecare. Așa, le umpleți cu fiecare. Ia uitați. Așa. Și mi-au ieșit 2, 4, 6 înghețate. Acum le dau la congelator. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Un deliciu. Cu bunătate. Este acrișoară, este cu lămâie. Așa, și dau la congelator. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și o zi frumoasă în continuare și ne vedem cu următoarele rețete.